Salutare tuturor, eu sunt Jason, iar astăzi vreau să discutăm despre noile îmbunătățiri pe care World of Tanks dorește să le implementeze în viitorul apropiat. Modificările pe care le-au adus dezvoltatorii jocului, tankului E-100, tankul greu de la germani, sunt legate de partea frontală a turelei acestuia și de cele două tunuri pe care le are. Partea din fața a turelei a primit un buff destul de mare. Toată deschiderea turelei va primi 311 armură de la 288. Partea de sus a turelei, care era și un weak spot pentru E-100, va fi bufată de la 150 la 200, iar inelul turelei va primi de asemenea o îmbunătățire de la 250 la 310, ceea ce înseamnă că dacă E-100 înclină turela cât uși de puțin, va fi aproape imposibil de penetrat chiar și cu muniția premium. Pentru partea de jos a tankului nu se anunță niciun fel de îmbunătățire. În ceea ce privește cele două tunuri pe care le are E-100, respectiv tunul de 490 și tunul de 750, se anunță următoarele schimbări. La tunul de 450, care are AP-uri standard, APCR-uri muniție premium și HE-uri, se dorește o îmbunătățire a proiectilelor care vor da damage 530 în loc de 490, asta însemnând un DPM de 2390 față de 2210 cât era înainte. Timpul de reîncărcare va fi micșorat de la 13,3 la 12 secunde. În schimb, avem parte și de câteva neplăceri, cum ar fi aiming time-ul tankului, care este mărit cu 0,2 secunde, și acuratețea acestuia, care trece de la 0,36 la 0,39. Ce se mai anunță va fi îmbunătățirea stabilizării tunului. În ceea ce privește tunul de 750 de damage, care are AP standard și HEAT pe muniție premium, singurele schimbări anunțate sunt legate de aiming time, care vor trece de la 2,9 secunde la 2,7 secunde. Consider că aceste îmbunătățiri sunt mult așteptate de către jucătorii care iubeau să joace cu E-100. Gândiți-vă că în acest moment, dacă tankul stă înclinat, are armura efectivă a părții frontale a turelei de 290, ceea ce înseamnă că după îmbunătățire vom avea aproape 400, deci practic va fi imposibil de penetrat. Partea de sus a turelei, care este și un weak spot al lui E-100, va avea de asemenea șanse foarte mari să nu mai fie căutat de către jucători, deoarece va primi acest buff și va face mult mai puternic. Astfel, rămâne doar să vedem dacă Wargaming își vor respecta cuvântul și vor aduce aceste îmbunătățiri pentru E-100. Îmbunătățiri se anunță și la alte tancuri germane, precum ar fi E-75. Acesta va primi o îmbunătățire foarte mare la toate tunurile. Mai exact, se va mări damage-ul pentru fiecare tun în parte. Iar pentru că vreau să trecem mai departe la IS-4, o să vă las această listă aici pe care o puteți consulta cu toate schimbările pe care le va avea E-75. Vreau doar să menționez faptul că îmbunătățirea armurii frontale a turelei nu are încă date oficiale, deci nu știm mai exact ce va fi îmbunătățit. Cele mai mari îmbunătățiri din punctul meu de vedere se anunță pentru IS-4. Acesta va primi îmbunătățiri foarte mari la turelă, mai ales în zonele unde acesta avea weak spot, mai exact la vizor, unde înainte avea 66, acum primește plus 200 la armură, iar în partea de sus a vizorului înainte avea 88, iar ulterior va avea 310. Spre deosebire de E-100, primește îmbunătățiri și la partea de jos a corpului, mai exact un alt weak spot al lui IS-4, care va primi îmbunătățiri de la 253 la 289. O altă chestie interesantă pe care o consider super utilă este faptul că au scos inelul care lega turela de corp, ceea ce înseamnă că IS-4 nu va mai primi damage între turelă și șasiu. Totodată, partea din fața corpului va primi îmbunătățiri de la 285 la 317. Este cea mai puternică îmbunătățire pe care o poate primi acest tank frontal și cel mai probabil va fi aproape imposibil de penetrat. Va trebui să ne așteptăm ca după acest buff să vedem IS-4 aproape în fiecare luptă. Pe lângă toate îmbunătățirile pe care le aduce armurii frontale a acestui tank, dezvoltatorii jocului au umblat și la stabilizarea tunului, au umblat și la suspensie, au umblat și la reîncărcare și la aiming time. Iar tot ce văd stricat la acest tank este acuratețea, care a fost mărită de la 0.38 la 0.42.
Un alt lucru interesant pe care sigur îl vor aprecia toți jucătorii de tancuri sovietice este modificarea tunului D-25T. Acest tun îl regăsim pe mai multe tancuri de pe linia lui IS-4, iar acesta primește mari îmbunătățiri, cum ar fi că în loc de AP-urile standard care aveau 175 penetrare, vom primi APCR-uri cu 217 penetrare. De asemenea, muniția premium va fi înlocuită de la APCR care avea 217 penetrare cu HEAT-uri care vor avea 270 penetrare. Ca să vă faceți o idee cât de mult contează buff-ul pe care îl primește acest tun, gândiți-vă că îl găsim și pe tancuri de generația 7. Un tank de generația 7 să ai HEAT-uri cu 270 penetrare este ca și cum ai băga un tank greu de generația 10 între tancurile de generația 7. Cel mai probabil aceste modificări pentru mulți alți jucători care joacă cu totul alte tancuri vor fi super deranjante. Ca să vă faceți o idee cât de mult contează aceste îmbunătățiri pentru IS-4, gândiți-vă că în această zonă, tankul acesta era foarte ușor de penetrat înainte. După cum vedeți, un tank de generația 8 care are muniție premium poate penetra ușor frontal în această zonă. Ca să nu mai vorbim de partea de sus a turelei, care are o penetrare la care poate face față și un tank de generația a 5-a. Ultimele modificări promise de cei de la Wargaming sunt legate de tankul T-110E5, implicit tankurile de generație mai mici de pe linia acestuia. La T-110E5 va scădea încărcarea de la 10 secunde la 8,8, se va îmbunătăți stabilizarea atunci când turela va fi rotită. De asemenea, se dorește și îmbunătățirea părții frontale din zona roților, unde poate fi penetrat foarte ușor, chiar și de tancurile de generația 8. Date exacte despre armura lui T-110E5 nu avem încă. Însă, din punctul meu de vedere, dacă nu umblă și la vizorul lui T-110E5, care este destul de mare și este foarte ușor de penetrat, îmbunătățirea adusă acestui tank este aproape irelevantă. Dragilor, asta a fost totul pentru astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Sper că sunteți încântați de noile modificări pe care Wargaming dorește să le aducă. Din punctul meu de vedere, sunt binevenite, iar eu cel puțin abia aștept să joc cu cele două tancuri din imagine. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați like și totodată nu uitați să vă abonați canalului meu. Toate cele bune, pa, pa!